Cirque du Soleil a revenit în România începând din această seară la București, de startul impresionantelor reprezentanții ale acrobaților, mulți dintre ei campioni mondiali la gimnastică. Spectacolul Varecai va avea 7 reprezentații. Prețul biletelor este cuprins între 89 de lei și 550 de lei pentru categoria 1 VIP. Începând din această seară, la București poate fi admirată o producție clasică a Cirque du Soleil, producție care, de la debutul său, a fost aplaudată de peste 10 milioane de spectatori. Cirque du Soleil nu este cunoscută degeaba pentru felul în care știe să facă spectacol. Amestecă momentele acrobatice dramatice cu o coreografie fascinantă, dar să nu uităm că punctul forte rămâne totuși impresia artistică, regia, costumele, luminile, muzica. Toate producțiile Cirque du Soleil au parte de muzică live pe scenă. Este uluitor felul în care interpreții și soliștii se sincronizează practic cu ritmul acrobațiilor. Iar în ceea ce privește povestea din spatele acestui spectacol, Varecai este un cuvânt care derivă din limba romă, este de fapt limba hoinarilor universal. Povestea este mai mult sau mai puțin bazată pe asta. Este o poveste despre cum înveți să te ridici din propriile greșeli. Este povestea lui Icar care renaște de acolo de unde a picat. Înseamnă oriunde. It's a story that's still very relative. It's how as a human being when you face adversity, you reach out for help. And you're never alone. There's always someone around you that can help you. Impresionanta garderobă Varecai nu conține nici mai mult, nici mai puțin de 600 de costume. Cele mai multe dintre ele sunt confecționate manual, chiar în laboratoarele circului din Montreal. În total, la Romexpo săptămâna aceasta vor avea loc 7 spectacole. Premiera are loc în această seară la ora 20, iar biletele sunt în continuare disponibile la prețuri începând de la 89 de lei.